și fetelor, v-ați citit frumoasă, frumoasă. Așa de bine să nu ne citim, așa, așa frumusați suntem noi. Noi suntem doar frumoase, tineri. Da. Lucrez în farmacie de 54 de ani. Am terminat școala de bază de medicină din orașul Chișinău. Lucru în farmacie îmi place. Îmi place să comunic cu lumea, să le dau un sfat. Și cum colectivul, m-am pac cu colectivul. Înainte era un colectiv mai mare unde lucram la stat. Erau câte 20 până 25 de oameni din colectivul care am lucrat noi. Sunt 3 care încă lucrează. Restul sunt la pensie. Sunt care au decedat, că de-am vârsta. Este o leacă. 71 de ani este. Sunt care nu sunt cu păreri de rău. Aici tot casa părintească, eu. Da, da. Da, ea că eu mică, cu cânișorul, țicul chema. Mama și eu pe bicicletă, când eram micuță. Eu am fost una la părinți și mi-a rămas adică moștenire. Și încă n-am vândut-o, nu vreau până și să vindem. Că sunt băiet, am fată, sunt nepoți. Îmi plăcea când vin eu la șezătoare, vin eu neamuri, ori vecini, vin eu cu torsul. Înainte doar torșeu lână, torșeu. Dar am apucat, așa, bunica mea și mama când era, cânipa. Cânipa, la noi acolo pe vale râpă merge, și avem cânipa, mă nu se dă voie, dar atunci cânipa o lua, o tăie, o punem pe râu, tăieu brezi de mari, le puneau pe cânipa și aia și o lăsau ca să mureze. Pe urmă o scoteau de acolo, o spalau, o uscau și am avut bătători, participam și eu la asta, ca copiii mășcam. Punea stativele toamna, târziu, de-am după Crăciun, ori așa, Trișianul, nu, Crăciunul și țăsă până în primăvară. Și mă vrem și eu pe acolo. Nu știam, dar mai încălcem iețile. Întâlnind șezătorile, nu erau cu scopul ca să lucreze, să ajutau unii pe altele. Dacă aveau la mână să-i ajute la tors, veneau și torșeau. Îi ajutau. Să alt sară la alta să duceau. Ia că coșă scop. Nu că numai să distrieze. Ele lucrau. Că atunci era de lucru, ca să alegi un covor, ca să astea trebuie mult lucru. Mai ales covoară mari să fășeu. Am o pentru femeie ușor, dar atunci trebuie de lucrat. Hai, intrați, vă așteptam. Bună ziua, bună ziua. Bucuros, vă așteptam, vă așteptam. Zvârliți-le pe urmă, le spune.
Treșeți, treșeți. Da, masă punem, da. Bună ziua, bună ziua. Bine ați venit, vă așteptam. Sănătoși așa, ca la noi cu sănătatea, nu știi cum? Ei, noi dacă suntem 70 plus, prin da. Sănătate. Sănătatea. 70, dar încă îmblăm la așezător. Da, păi și înainte, mai mult de 70 îmblau la așezător și nu îmblau. Înainte trăiau câte 90 de ani, păi la 70 erau cu tineri. Să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glasră, înflorea căsuța noastră și tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cui ușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Noi toate, să ne întrebați, toți suntem venite din diferite raioane. Dar aici ne-am strâns iac așa și ne-am apucat de lucru. O tunat și ne-a adunat. Da. Nu, dar noi ne știm, doar trăim aici, poți spui într-o mahala, dar și cu tine într-o casă. Și copiii noștri au învățat împreună. Ne știm de mult. Ca să nu pierdem vremea și să noi, asta noi am hotărât. Eu am hotărât cu dânsele să ne apucăm. El a fost de acord. Noi am fost de acord și da. Ne-am apucat de lucru. Nu cu... Noi știm de lucrurile este. Este la noi strimile. N-au altiță, n-au... Noi știm, dar noi ne-am făcut al nostru. Al nostru, adică brandul nostru al leliților. Da, dacă... Da, da, ca și băsuni mai apăcăm, apăstășim așa, cu altiță, cu asă... Care e caracteristic pentru nord, știm că e trandafirul pentru nord, ei, cu timpul noi, dacă asă ne apucăm, asfășim noi și altfel. Fășeau șezătoare, eu cu mama Dumnezeu s-o este, am învățat ațăsă la război, am învățat ațăsă la stative, țoluri... Ca de obicei, noi suntem dintr-o familie foarte mare și erau haine multe care vechi, care și sfași, tăiem cordele și țăsăm la stative. Tata, ca să ne cointereseze, ne plătea de cote, ca măsuram așa cât cosăm, cotul era de la cot până așa. Și el ne plătea câte 50 de copiei și era pe vremea aceea, de cot. Eu n-am cusut, poate din clasa 6, nu m-am gândit niciodată, că la vârsta de 70 de ani eu am scos ei. Și zic că ei n-am să dreg. Valeți și... Când ne-am dus la doamna Lucia și îi arătăm, ia că asta și băcamașul. E, dar cum am scosăm noi pe dânsile și... Eu n-am cusut, eu zic ca să vă învățați. Și așa ne-am apucat noi ca să cusăm. Da, am mai făcut, am desfăcut, nu știu de câte ori, că dacă până s-a dat mâna. Da, așa. Dar țineți minte cum eu am refuzat materialul, că spre vedeni, rușine, că spre... Da, că e subțire. Lilia, când a văzut materia, zici că și eu nu vreau, că așa e deschis și așa. Zic, tășesc că când spune, făcem florile, n-as să vadă așa. Hai să cântăm. Care îl cântăm? O fleliță. Care? O fleliță mărioară. Hai. Foaie verde sălcioare, o floriță mărioare, ce-am auzit eu aseară, că iubitul tău se-nsoară. Ce-am auzit eu aseară, că iubitul tău se-nsoară. Leliță Marie, leliță Marie, leliță, of, leliță, of, of, of,
Leliță Marie, leliță Marie, leliță, of, leliță, of, of, of. Ei, dacă aș fi să avem să ne acompanieze cineva, să avem... Da, și cântăm și noi, ca babine. Al așezător n-a companie nimic, își deu pe toți, tot ce său și făceau acolo. Fluierul cântam. Nu, era care vine, avem un frate mai mare și el când vine la noi la așezător. Avea acordeonul și... Avea acordeon și el ne cânta. Dar așezătoarea la noi se făcea așa. Aha, ne strângem mai multe fete. Nu așele bătrâni, că noi eram mai tinerele și ne întâlneam. Aha, dacă vine la mine, fășem găluși, fășem balabuște, dacă era în post. Colțunaș. Colțunaș, fășem și băieții vineau, care ne mai depăna, care ne încurca, da? Care mai trece așa cu ochii, la care îi plășe mai tare. Da? Și că și erau șezătorile, dar ne acompaneam mai mult și cântam. Ei, am noi... Și nu mai suntem așa, de-am să știm ghinii și mai uităm. Mai uităm, de mai încurcăm. Doamnelor, dar ce înseamnă iată pentru voi posibilitatea asta de a vă aduna? Aflăm despre una, despre alta, noutățile, sănătatea la una la alta și ne... Ne mângâiem într-un da. Fel. Și ne urăm să simțim bine aici, cum... Decât și zând acasă, noi ne simțim mai bine aici. Ne relaxăm. Noi la șezătoare ne ducem, aha, fiecare cu și poate. Care o mine cu niște clătite. Privetim acasă. Care cu clătite, care cu niște fel de fel de mâncăruri. Și aducem aici. Da. Și după ce se mântuie șezătoarea, noi ne apucăm de ceai. Hai mai cântem vreun cântec. Apoi zărzărică, nu? De-a pe pădure, se duc fetele la mure. De-a pe pădure, se duc fetele la mure. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta mândrii mele, Gheorghiță, treceam. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta mândrii mele, Gheorghiță, treceam.